Da, suntem la intrarea orașului Obon din Elveția, unde e reședința regelui Mihai, acel oraș unde el a trecut mulțime din viața lui. Iată, televiziunea română este la TCE un punct care filmează live. Regele Mihai, orașul Obon, Elveția. După câte am aflat, regele Mihai a viețuit aici ultimele zile și din cauza bolii s-a apropiat mai mult cu gazda din medicii care îl lecuiau. Regele Mihai a locuit în această casă ultimele zile din viața sa. Iată lumea vine și depune flori la intrarea într-o această casă. Au venit români de pretutindeni, noi am venit din Franța, sunt mulți de aici din Elveția și din alte țări. Au venit apropiații care l-au cunoscut pe rege. Vom intra și noi pe această ușă și ne vom lua rămas bun de la regele Mihai. Ne aflăm în anticamera regelui, vom păși, vom deschide această ușă și ne vom închina regelui Mihai, acel rege care a făcut atât de mult pentru pacea a României. Iată aici ne-am întâlnit cu niște basarabeni, îi rog să se prezinte. Gheorghe Gureu. De unde Republica Moldova rezidenți. Ați venit aici de unde? La Strasbourg. Așa, da. Gheorghe Furtun, mă numesc, la Paris. Ana Cauștean, Edroche. Dumneavoastră, Răzvan Cristiana, Oradea. Bună ziua, dragi barsarabieni, sunt Gheorghe Bubec, am venit la Strasbourg, am venit să aduc un omagiu regelui Mihai, unui rege care a avut o coloană vertebrală dreaptă și
neapăratul timpul și cred că acolo unde se află acum se va lupta și pentru dreptatea noastră a românilor de pretutindeni. România a fost o țară, ea trebuie să rămână o țară unită, integră, cu pământul românești, Basarabia, Ținutul Hierța, Bucovina de Nord. Am venit de la Strasburg, am venit de la Paris, am venit foarte mulți moldoveni, iată aici, după această ușă, este secriul regelui nostru Mihai. Nu se dă voie părere de rău de filmat, dar vă spun, este o atmosferă de liniște, de pietate, de amintire sacră pentru acest rege care a făcut atât de mult pentru nația română. Să fie veșnică amintirea despre acest rege palnic, mândru, curajos, să fie țărână ușoară și Dumnezeu să-l aibă în apărarea sa. La revedere, rege, te iubim, te-am iubit, te vom iubi mereu. Să te odihnești în pace, acolo, în împărăția Domnului, unde, într-adevăr, ai avut tot dreptul să te afli.